UPL vă recomandă Siluet, adjuvantul numărul 1 din România. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție de Agricultura la Raport. Întâi de toate vreau să-mi cer scuze pentru faptul că am început această emisiune cu întârziere din motive tehnice, să știți, nu din alte considerente. Ne pare rău pentru dumneavoastră, pentru cei care ați așteptat la ora 8 în fața televizorilor să urmăriți Agricultura la Raport, dar o veche vorbă românească spune că mai bine mai târziu decât niciodată. Așadar, vă spuneam în jurnalul de știri că vom avea o ediție interesantă prin prisma invitaților și prin prisma subiectelor. Nu o să pierd foarte mult timp cu toate prezentările. Dați-mi voie să vă fac cunoștință cu cei care astăzi sunt prezenți aici în studioul Agricultura la Raport și ulterior să intrăm și în tematică. Alături de mine domnul Adrian Chesnoiu, președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Domnul Adrian Rădulescu, președintele Asociației Fermierilor Români, fost președinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, fost secretar de stat, fermier. Fermier. Mulțumesc frumos de invitație. Dăm voie să transmit tuturor telespectatorilor și tuturor agricultorilor și tuturor românilor să ne ajute Dumnezeu să fie alături de noi. Noi să scăpăm cu pestea porcină, cu seceta, cu ce avem, ceilalți să scăpăm, cu toții să scăpăm de această nenorocită de, nici nu știu cum să zic, s-o clasific gripă, s-o clasific virus, s-o clasific nu știu cum, pentru că cu toții simțim o presiune puternică și mai ales pentru copii e foarte greu, dar fac un apel la toți să fim calmi și mai e puțin. Eu zic că până la toamnă scăpăm. Doamne ajută așa să fie și nu în ultimul rând, domnul George Scarlat, președintele Comisiei de Agricultură din Senat. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara dumneavoastră, mulțumesc de invitație și salut toți fermierii de acasă care ne privesc astăzi. Bun, am intitulat sugestiv drept seara președinților, pentru că, așa cum se poate observa alături de mine, sunt oamenii care se ocupă de cadrul legislativ, sunt cei care împreună cu colegii din comisiile de agricultură reușesc să facă legi pentru dumneavoastră, pentru fermieri. Întâi de toate, haideți să încercăm să lămurim împreună cu domnul Scarlat, că sunt convins că multă lume așteaptă lucrul ăsta. Ce se întâmplă, domnul președinte Scarlat, cu ajutorul ăsta pentru culturile de primăvară la seceta din 2020? Noi am mai discutat și în cadrul restrâns, dar aș vrea să facem discuțiile astea publice și în fața telespectatorilor noștri, pentru că nu mâine, poi mâine, fermierii ies la proteste. Merg în Piața Victoriei între orele 11 și 14, vor manifesta, vor protesta. Cei din Alianța pentru Agricultură și Cooperare au trimis și astăzi către premierul României, către domnul Florin Cîțu, o scrisoare deschisă prin care solicită în ceasul al 12-lea ca ajutoarele, ca banii pentru culturile calamitate de secetă să meargă către cei care sunt îndreptățiți. Știu că dumneavoastră, acum o săptămână și mai bine, v-ați oferit să intermediați discuțiile dintre reprezentanții fermierilor și primul ministru al României. În fapt, mulțumesc. E o întrebare destul de, cum să spun, așteptată de către cei de acasă, e adevărat. Cu privire la intermediere, nu fac nicio intermediere. Decizia a fost luată oarecum în urma consultărilor la guvern, împreună cu, în prezența ministrului Agriculturii, domnului Adrian Oros, și a premierului Florin Cîțu, astfel încât să se găsească soluții în cadrul bugetului Ministerului Agriculturii. Din păcate, am spus și am atras atenția încă de la dezbaterea bugetului în cadrul Comisiilor Reunite din Parlament, că bugetul Ministerului Agriculturii pe titlul 4, subvenții și scheme de ajutor de stat, este mai mic cu 48%.
Dar da, dacă este, am la rugămintea, într-adevăr, și la semnalul pe care, și la invitația celor de, a reprezentanților, atât celor din Alianță, și nu numai, am participat la câteva întâlniri video cu ei, mi-am luat angajamentul că voi ține un dialog deschis și direct cu premierul și în acest sens, chiar toate săptămânile, așa cum atât pe cele patru soluții pe care le-au prezentat la guvern, una mai veche, într-adevăr, nu țin la paternitatea ei, ci la șansa de izbândă, ar fi trebuit implementată încă de anul trecut. Vreau să mă refer la partea de credite de angajament și a creditelor prin sistema de verință API, așa cum se obține la SAPS. Vreau să vă spun că premierul și în această seară, înainte de a intra în emisiune, mi-a spus că da, susține, clar și eu susțin demersul democratic pe care îl fac fermierii la o chestie, cred că e mai mult o lipsă de comunicare decât o lipsă de rezolvare a problemei. Nu este ceasul al 12-lea pentru că lucrările de primăvară au început. Există într-adevăr o lipsă acută de cash flow, de asigurarea costurilor necesare pentru înființarea culturilor de primăvară și în acest an. Mulțumim celui de sus că încă e un an agricol promițător din punct de vedere al precipitațiilor. Sper și eu am înădejdea, dar nu vreau să mai, niciodată n-am promis, dar să iau angajamentul în fața fermierilor că voi ține în continuare o relație și o presiune constantă din punct de vedere a factorului politic din cadrul grupului Partidul Național Liberal pentru a obține și la culturile de primăvară, cel puțin la prima rectificare de buget, credite de angajament care vor fi închise de către guvern în 2022 sau chiar 2023, urmând ca fermierii să suporte doar costurile cu dobânda pentru aceste credite. Am identificat la nivelul Ministerului Agriculturii o sumă importantă, aproximativ 2 miliarde de lei, pentru a garanta aceste credite, pentru că și aici e o problemă cu privire la partea de garantare, cât și a suporta comisioanele pentru fondul de garantare la aceste credite, bani din bugetul Ministerului Agriculturii. În fapt, rămânând doar partea de dobândă să fie suportată către fermieri care au fost de acord cu această schemă de ajutor. Din păcate, nu am reușit. Nu sunt creditele, nu s-au identificat la nivelul bugetului Ministerului, credite de angajament, așa cum arată bugetul astăzi. Și avem promisiunea premierului că se vor găsi soluții la prima rectificare de buget. Cât va fi impactarea, va trebui să se facă analiză la nivelul Ministerului Agriculturii. Să vedem despre ce sume vorbim. Bun, apropo de buget, știu că domnul președinte Chesnoiu a propus un amendament la bugetul de stat prin care să se suplimenteze tocmai pentru aceste culturi calamitate în primăvara anului trecut. E o întreagă discuție. Cine a votat, cine n-a votat, cred că se cunoaște în clipa de față. Domnul Ghinea, suntem într-o emisiune în care fermierii se uită la noi. Și eu salut prezența domnului președinte Scarlat, înțeleg punctul de vedere, a spus o întrebare pe care nu trebuie să o adresați dânsului. De ce spuneți lucrul ăsta? Pentru că trebuie să o adresați ministrului Agriculturii. Dânsul este președintele Comisiei din Senatul României. Bun, dar a participat la discuțiile astea. Văd raționamentul până la capăt și o să vă dați seama de ce. Aș fi început de la vorba pe care a spus-o dumneavoastră, mai bine mai târziu decât niciodată. Și poate ar fi fost momentul optim ca ministrul Agriculturii să iasă să-i anunțe pe fermieri că a găsit soluțiile necesare să plătească aceste despăgubiri pe care s-a angajat și în octombrie 2020 ne spunea cu emfază că a trimis deja schema de ajutor de stat la comisie, are proiectul de ordonanță deci gata făcut, i-a mințit în mod direct. Imediat vă spun lucrurile. Acum am aflat de la domnul Scarlat că sunt mai multe propuneri, pot exista soluții care să îi ajute pe fermieri. Problema cea mai mare este că aceste soluții trebuiau validate până în momentul în care discutăm. Dacă discutăm despre o schemă de ajutor de stat ipotetică, cu credite luate de la bancă și gajate de către statul român, ar trebui să le prezentăm public fermierilor cu câte bani s-a discutat, cu câte s-a semnat acordul, ce discuții au fost cu fondul de garantare, de unde s-a identificat suma de 2 miliarde în bugetul Ministerului Agriculturii, din care să se plătească comisioane de administrare de risc și nu de garantare toate cele... De administrare de risc, asta înseamnă garantare, administrare și risc. Dacă acești bani există și ar putea fi bugetată o astfel de garantare, de ce nu să plătesc despăgubirile? Este exact aceea schemă care a fost aplicată în cadrul mecanismului Agro-IMM Invest. Noi, în amendamentul pe care l-am depus la legea bugetului și la care amendament ministrul agriculturii va rămâne în istoria
fost decembrist a singurului ministru al agriculturii care a votat împotriva fermierilor la acest amendament. Împotriva propriului minister. Am indicat trei surse de finanțare. Da? Prima sursă de finanțare era fondul de rezervă al guvernului, da? Fondul de urgență, care tocmai pentru asta este destinat, pentru situații critice care nu pot fi prevăzute și din care trebuie să poți să faci anumite plăți. 300 de milioane de lei. Din capitolul bugetar pentru dobânzi, pentru că dobânzile au scăzut la politica monetară a Băncii Naționale, 300 de milioane de lei și 400 de milioane de lei din titlu pentru scheme de ajutor de stat. Asupra acestui titlu mă opresc pentru că noi am cerut 400 de milioane de lei de acolo. Guvernul a spus că nu se poate pentru că nu există disponibil în buget și că se dă peste cap deficitul bugetar. Dar din același titlu, același guvern a găsit suma de 1 miliard de lei pe care s-o pune la dispoziție pentru plata comisioanelor de administrare, comisioanelor de risc și a dobânzilor pentru 8 luni pentru Agro-IMM Invest. Suntem oameni normali, aplicăm logica elementară. Dacă n-ai avut 400 de milioane să despăgubești în mod direct fermierul, găsești 1 miliard de lei în același capitol bugetar ca să-i trimiți pe fermier la bănci? Vi se pare o logică firească? Haideți să nu ne ascundem după coadă. Lucrurile au fost clare. Domnul Câțu a spus extrem de evident. Nu plătim despăgubiri. Dacă vreți să găsiți... Premierul, iartă-mă că te întreb, domnule președinte. Păi nu le spune. Păi nu, domnul președinte, sunteți într-o situație delicată și vă înțeleg. Nu. Toată lumea evită. Delicată. Eu l-am întrebat pe domnul Oroș și a fost în comisie. Doi, plătiți despăgubirile, da sau nu? Asta trebuie să răspundă. Nu trebuie să dea nicio altă explicație. Plătiți despăgubirile de secetă constatate prin dosare de calamitate din portofoliul Ministerului Agriculturii. Un ministru responsabil trebuie să spună așa. Da? Sau nu? Vă răspund și atâtea povești, oamenii sunt disperați. Și eu l-aș ruga în numele fermierilor și ca să spele imaginea, că e voie de imaginea lui, să-și dea demisia, domnule, că ne-a păcălit și anul domnul trecut la... N-am nimic, domnule. Ok, nu, o să vă explic. Da, nu mi-explicați că nu sunt dați de ieri în agricultură. V-am spus că diferența de bani care nu ne-a dat-o în decembrie pentru calamitățile de la culturile din toamnă nu o să-i mai primim. Și așa este. V-am spus că n-a făcut nicio ordonanță de urgență, că n-a făcut nicio hotărâre de guvern și nefăcând aceste lucruri nu va putea da în anul 2021, nu ne va putea da niciun ban. Da, eu v-am spus. Eu am trăit asta. Nu se pot fără. Legislație e legislație, trebuie să o respectăm. N-aveți ce să-i faceți premierului actual. N-aveți. De vină este premierul este ministrul agriculturii, care a fost atunci și care este și acum. Ai și care să meargă, domne, la meseria lui. Ele de nu câini și de pisici. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Ele cu câini și cu pisici, adică, punct. Anul trecut, când am plătit aproximativ 1 miliard 050 n-ați plătit rest, nu mai vorbim de ce ați plătit. Ce ați plătit, ați plătit. Dar diferența ce am plătit, am găsit și sursele de finanțare și numai puțin, vreau să explic o chestie vis-a-vis de credit unde nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că cu privire la Agro-IMM Invest, avem într-adevăr un buget alocat de 1 miliard de lei într-o primă fază, dacă schema va fi atractivă, pentru că discutăm atât de credite de angajament, cât și cu privire de credite de angajament și credite bugetare, cât pentru credite de activitate curentă, cât și pentru investiții. E adevărat că statul suportă partea de dobândă, comisioane pentru primele 8 luni de zile, rămânând în dezbatere să vedem ce se întâmplă cu creditele de investiții după aceste 8 luni de zile. Mă întorc și vă spun, pentru 1 miliard care îl ai pentru buget, pentru a plăti dobânzi, și asta înseamnă că ai un buget în fapt de, să luăm o dobândă medie de 5,5%, înseamnă că am un buget alocat de credite care fac o infuzie de capital în piață de 20 de miliarde de lei. Pe plată numai de 1 miliard, numai puțin. E o diferență totuși și fermierii de acasă ne înțeleg. Pentru că una este pentru astăzi agricultura, numai puțin, astăzi agricultura, cu excepția fermierilor care le este foarte greu sau poate mulți dintre ei, dintre cei mici mijlocii, nu au cu ce să înceapă lucrările de primăvară și de aceea am susținut și susțin în continuare demersul de a obține. Dar nu se rezolvă problema agriculturii cu privire la anul agricol greu
care este încercat și că există necesar nevoie acută de cash flow în piață și acești 20 de miliarde care pot fi într-adevăr prin credite bancare garantate de către stat plătind comisioanele, înseamnă cred că un plus mai mare decât să dai să faci deficit de 1 miliard de lei doar ca să faci despăgubire pentru aproximativ 60.000 de fermieri. Încă o dată, sunteți un om pe care îl prețuiești și aveți viitor în față. Nu vă sacrificați poziția proprie pentru a apăra un ministru care n-are curaj să le spună adevărul fermierilor. Eu vă întreb așa. Că nu știi ce acel miliard de lei despre care vorbim nu afectează deficitul pentru că el este prins într-un capitol bugetar în cadrul bugetului Ministerului de Finanțe? Da. Ascultați-mă puțin că vă spun pe buget, discutăm cât doriți dumneavoastră. Nu afectează niciun fel. Avem 1 miliard de lei în capitolul pentru scheme de ajutor de stat, din care statul, prin această ordonanță 16, ia 1 miliard de lei și pune la bătaie pentru acordarea de credite pentru susținerea comisioanelor de risc dobânzi. Dom'le, avem banii aia acolo? Sunt banii aia, pot fi folosiți pentru plata despăgubirilor? Ar putea fi folosit pentru... Deci, nu mai puțin, da sau nu? La aliniat, păi nu ascultați-mă puțin. Păi dar nu rezolvă o problemă. Spuneți-le, domnule, adevărul oamenilor, că nu s-a adevăr, dorit. Dar nu e nicio minciună. Haideți să înțelegem un pic. Agricultura nu înseamnă doar cei care sărace sunt foarte afectați de secetă. Buget, a spus că oamenii ăștia, peste 30.000 de fermieri, nu-și pot însămânța culturile de primăvară pentru că s-au bazat pe guvern că le plătesc despăgubirile. Vreau să le spună de la început. Vorbim doar de cei afectați de secetă. Peste 80.000, din care 30.000 sunt în prag critic, așa cum declară reprezentanții fermierilor. Vă spun și dați legele și mai exact ca dumneavoastră și asta. Sunt 89.800 de fermieri afectați, din care 16.800 sunt forme, atât pe ordonanța 44, PFA, IE, AFE, cât și societăți comerciale, și peste 70.000 sunt persoane fizice. Dar haideți să înțelegem, agricultura României nu înseamnă doar cei care sunt afectați de secetă astăzi. Din păcate, la cei păi atunci nu mai le prezentați oamenilor niște povești cu scheme de ajutor care vor fi povești. Nu, în ceasul al 12-lea se încearcă o ultimă variantă cu privire la schemă. Această soluție este identificată inclusiv cu fermieri. Da, există pe schema aceasta, dar este, cum să spun eu, este... N-a vorbit cu nimic, că n-a vorbit cu cine. Domnul președinte, există convenție trilaterală între bănci, fondul de garantare și instituțiile financiare, asta? Nu pe schema asta. Draftul de ordonanță... Domnul președinte, există această schemă? Există la nivelul ministerului. Vă spun că am plecat din Ministerul Agriculturii și închei. Draftul de ordonanță de urgență cu privire la seceta cu la culturile de primăvară există într-o formă la nivelul Ministerului Agriculturii, nu a fost scos din Ministerul Agriculturii, întrucât neavând sursa financiară, Ministerul de Finanțe ar fi dat refuz, aviz negativ pe această ordonanță. S-a discutat foarte clar, s-a închis anul financiar 2020, s-a așteptat într-adevăr aprobarea bugetului. Din păcate, așa cum a fost așezat, nu spun ce eu, imperfect, bugetul Ministerului Agriculturii și în ultimul timp a fost amputat cu 511 milioane de lei de către Ministerul de Finanțe. Asta e realitatea. Adică de către guvernul din care faceți parte. De către guvernul din care facem parte. Noi toți care facem parte. Guvernul României. Domnul. Din păcate, și dacă ar fi fost un alt ministru al agriculturii, așa cum s-a rezolvat anul trecut, mă repet, 1 miliard de lei. Eu sunt sigur că dacă dumneavoastră erați ministrul agriculturii, se rezolvă. Poate reușeam. Nu vorbim de votat, că de aceea m-am și abținut și am justificat de ce votul, pentru că nici nu aveam soluția, așa cum arăta bugetul și era votat, nu aveam soluția, într-adevăr, nici amendamentul. Să luați banii din capitolul bugetar. Eu sper și am încredere pentru scheme de ajutor de stat să-i puneți la despăgubiri în bugetul Ministerului Agriculturii și să plătiți banii fermierilor, 1 miliard. Acum ai aruncat pe oameni la bănci. Agro-IMM Invest a apărut tocmai că noi, Ministerul Agriculturii, făceam parte în echipa Ministerului pe acea vreme, am solicitat o astfel de schemă de ajutor din partea statului, bineînțeles, pe cadrul temporar al Comisiei. De ce? Pentru că am văzut că a avut un succes IMM Invest-ul. Pentru celelalte ramuri. Cele 2 miliarde pe care le-ați regăsit acum în bugetul Ministerului Agriculturii, despre care ne-a spus în prima... Păi nu, sunt sume... Deci Agro-IMM Invest, ăsta știți că are niște probleme pentru cei care au datorii. Care au datorii, corect. Nu, vor fi, mai puțin. Nu se vor califica niciunul. Nu, dar sunt două lucruri pe care le-a amestecat domnul președinte. Nu, ascultați-mă. Și ni le servește în aceeași farfurie, da? Domnul președinte, mai puțin ca să răspund domnului Chesnoiu cu o problemă. Vis-a-vis de cele aproximativ 2 miliarde de lei, sunt sume la nivelul ministerului conform legii 500, legea finanțelor publice, legea bugetului, prin care
sunt dedicate doar pentru a face parte de garantare în sistemul ăsta, fond de garantare, instituții de credit. Și ni s-au eliberat. An de an, trimestrial, se eliberează din alte scheme de ajutor. Și nu puteți să folosiți aceste sume din bugetul Ministerului Agriculturii pentru Agro-IMM Invest? Nu avem voie. Iar acel miliard din... Nu, haideți să vă traduc și eu, vreți, pentru... A, de la Agro-IMM Invest vă referiți. Nu, Agro-IMM Invest. Din cele 2 miliarde din bugetul Ministerului Agriculturii pe care le aveți pentru garantare, luați un miliard, garantați cu ele Agro-IMM Invest, și nu eliminați FGCR-ul, pentru că sunt destinați FGCR-ului în schema de ajutor de stat. Nu eliminați FGCR-ul, că s-a eliminat în guvern. Da? Iar miliardul din bugetul Ministerului de Finanțe, luați și îl transferați la capitolul 8301 din bugetul Ministerului Agriculturii, plăteați despăgubirile pentru fermieri și vă respectați promisiunea pe care ați luat-o în fața lor. Restul poveștilor, vom face scheme, vom drege. Păi proiectul de ordonanță din octombrie 2020, despre care ne-a anunțat domnul Oros în conferință de presă în noiembrie. În curtea Ministerului Agriculturii, noiembrie 2020, și ne spunea că a făcut proiectul de ordonanță. Eu l-am lucrat. Și nu a fost trimis la Bruxelles, pentru că trebuia să scriu sursa de finanțare. De ce a anunțat public? Era campanie electorală? Nu a fost trimis atunci la Bruxelles. Era campanie electorală. Vă dau declarația domnului Oros. Acum desfacem fermierii, așteaptă ce au de făcut de mâine. Păi spuneți-le că nu le dați. Istoria care s-a întâmplat. Voi credeți? Nu le spun care îmi dat. Eu trăiesc cu speranța ceea ce am discutat cu premierul României, să găsim resursa financiară de credite de angajament în acest an. Clar, credite bugetare nu vor fi. Da, nu vor fi credite bugetare, dar sperăm să obținem credite de angajament, astfel încât acest mecanism cu care l-am discutat, inclusiv cu reprezentanții fermierilor și pe care l-au prezentat dânsii în prezența ministrului Agriculturii la guvern, să prindă contur. Asta așteptăm la dumneavoastră, ne-ați anunțat, nu vor fi credite bugetare, deci nu se vor plăti despre... Asta nu eu cred că vreo noutate. Și eu pentru agricultorii mei. Deci, dragi agricultori, haideți... Voi, mai ales, ai fost foarte tehnic. E ok, dar tu crezi că altă treabă n-au ei decât să stea cu HG-ul, cu... Deci el trebuie să semene. Deci, nu vă baza... Pentru subvenții nu veți primi niciun fel de sprijin pentru calamitățile din primăvara anului 2020. Punct. N-am înțeles. Se chinuie la o schemă în care vă trimite la bănci și vine și ministerul cu un sprijin în care vrea să vă plătească, nu știu, o parte din comisionul FGCR la garantare, dar vă duceți frumușel, vă puneți în afară de credit. Da, deverinții garantează. Da, stai, ascultă-mă, dar nu-ți dă 100% fondul de garantare. 90%. Așa. Veniți și voi cu 10%. Dacă ați spus ce n-ați spus de tot acolo, mai pune și casa, ca să rămâneți și pe drumuri, da? Și vă duceți frumos și vă luați un credit la care nu mai plătiți comisionul de garantare, dar plătiți dobânzi și îl rambursați. Deci nu că primiți acești... Nu se rambursează, asta n-ați înțeles dumneavoastră. Creditele de angajament sunt angajante pentru guvern și impactează bugetul 2022 sau chiar 2023. Asta și cine rambursează? E adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră, că fermierul va suporta costul dobânzii, costul acestui credit. Și aici îl înțeleg. Deci ei știu foarte bine că acest mecanism îl folosesc, îl uzitează foarte bine prin SAPS. Prin subvențiile pe suprafață. Pentru că chiar ca și noutate față de anul trecut, înțelegând anul greu... La subvențiile de suprafață au niște sume certe de luat de la minister. Care sunt... Stai, eu vreau să fac chestia. Eliberează adeverinții astăzi. Uite la mine și spune-mi, da? Da. Deci eu vreau să mă duc să iau un credit așa cum îmi spuneți voi, da? Da, pe baza adeverinței de la APIA, astăzi puteți să mergeți să ridicați dacă ați depus cererea unică de plată. Nu, lasă, ai altă poveste cu cererea unică de plată. Lasă-o, aia e a mea. Eu vorbesc cum fac să recuperez din banii pe care i-am pierdut în 2020. De costuri. De acoperire unei părți din cheltuielile ocazionate cu seceta. Exact. Cum fac? Ia explicăm. Bun, după pauză. Îi dăm răgați câteva minute, trebuie să luăm publicitate și ne explică domnul președinte Scarlat după câteva minute de publicitate. Mai e. Polenizarea naturală asigură un spor de producție și calitate culturilor dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu natura. Agri, inteligență și inovație în agribusiness, vă invită să urmăriți Agricultura la raport.